mincinoși poate alegere, da? Care inventează răspunsuri. Eu chiar n-am cum să inventez răspunsul ăsta. Bun, apreciez integritatea, nu știi de ce a ales. Am și o întrebare, domnule Mândruță. Te rog, Marius. O întrebare care e foarte simplă. Vă spun o măsură luată de unele guverne, de aproape toate, și să-mi spuneți dacă e de stânga sau de dreapta. Deci, cei care termină liceu, oameni tineri, dacă nu-și găsesc un loc de muncă, primesc ajutor de șomaj fără să muncească o zi. E o măsură de stânga sau de dreapta? În ce țară se întâmplă asta? În România. Icișa. Ok. Eu cred că asta este o măsură administrativă normală. Părerea mea este că asta ar fi o măsură de stânga dacă acelor tineri li s-ar cere să facă ceva la schimb pentru banii pe care îi primesc, ceva cu iz politic, și ar fi o măsură de dreapta dacă s-ar condiționa acești bani de o activitate de căutare de job a acelui tânăr. Profesorii au primit banii mergeți la campanie. Guvernul a ținut banii pentru ajutoarele sociale, 6,6 milioane de oameni ar trebui să primească pachetul ăla cu nu știu câte 10 de kilograme de ulei, zahăr și mai departe de la Uniunea Europeană, au primit și bonuri. Dacă vă aduceți aminte, zic pe cifre. Vă aduceți aminte de asta? Pachetul acela este de 128 de lei, se dă o singură dată pe an. Se dă la oameni care primesc doar ajutoare sociale foarte mici, nu-i primesc toți, și se dă o singură dată pe an la unii care crapă de foame. Eu am foarte multe exemple de oameni care mi-au scris pe Facebook indignați că guvernul consideră... Pe an, 128 de lei, te rog frumos. Deci nu, se dă o singură dată pe an 128 de lei, Uniunea Europeană e de stânga. Ce coincidență s-a dat tocmai în noiembrie. Nu s-a dat nimic, s-a dat cu poanele. Și s-a făcut dreapta, nici măcar nu s-a dat pachetul, știi de ce? Pentru că nici măcar nu au fost în stare să se organizeze, să dea șpaga electorală la timp. Șpaga de 128 de lei pe an. De la Uniunea Europeană. Atât de tristă campanie să nu poți să dai șpaga la timp, eu n-am mai văzut. Domnilor, eugenismul ăsta ideologic a născut fascismul, domnul Mândruță. Vă mulțumesc că am ajuns la fascism. Deci, păi ați văzut eugenismul ăsta economic deșențata dumneavoastră a născut. Păi ce să facem? Să-i aruncăm după stânci pe ăștia care nu mai pot, precum spartanii? Cum vreți dumneavoastră, domnule Mândruță? Sunteți tare de tot. N-ați aflat, acum câțiva ani, Fukuyama spunea, s-a terminat cu ideologia, a murit de mult, iar împărțit societatea în stânga și în dreapta. Lucrurile nu stau... Domnule Mândruță, cu tot respectul vă spun, exagerați. Da, nu, pot să vă zic o frază doar așa, fără să mă întrerupă nimeni? Sunteți